Bună ziua, dragi elevi! Astăzi vă voi prezenta interfața editorului grafic. Numele meu este Daniela Tarasă și vă invit să urmăriți această prezentare. Un editor grafic este un program pentru crearea, editarea și vizualizarea imaginilor grafice. Imaginile grafice sunt de două tipuri. Începem acum cu imagini bitmap, cunoscute și ca imagini raster. Ele sunt alcătuite din pixeli dispuși într-o matrice. Fiecare componentă a matricii reține un număr ce determină culoarea pixelului. Aceste imagini sunt dependente de rezoluție. Rezoluția se referă la numărul de pixeli dintr-o imagine și este de obicei indicat ca DPI, adică puncte per inch, sau PPI, adică pixel per inch. În imagine aveți și cele mai întâlnite formate în rândul imaginilor raster. Așa cum am spus și mai devreme, imaginile raster sunt dependente de rezoluție. Dacă micșorarea unei imagini raster nu ridică probleme, deoarece reducerea dimensiunii pixelilor determină sporirea calității imaginii, în schimb, sporirea dimensiunilor imaginii duce la crearea mai multor pixeli de culoare și la reducerea calității imaginii, adică pot apărea imagini nefocalizate sau neclare, își pierd din detalii când sunt mărite sau printate la o rezoluție mai mare decât cea proprie, conform exemplului din imagine. Al doilea tip de imagini este reprezentat de imaginile vectoriale. Acestea pot fi create în diverse programe și aveți aici o listă cu cele mai cunoscute formate. O imagine vectorială este alcătuită din noduri interconectate prin linii sau curbe. Orice nod, linie sau curbă este definită de formule matematice care determină poziția acestuia. Imaginile vectoriale pot fi mărite sau micșorate fără a se pierde din calitatea imaginii, așa cum aveți expus în acest exemplu. Un editor grafic cu care puteți crea imagini de tip bitmap este Paint și am ales să vă prezint acum interfața editorului grafic Paint. Începem cu bara de titlu, ce va conține numele fișierului după ce îl veți salva. Pe bara de titlu găsim bara de acces rapid, ce conține butoane pentru salvare, anulare acțiune, refacere acțiune și o listă pentru personalizarea acestei bare prin introducerea unor noi butoane sau eliminarea unora existente. Bara de meniu, ce conține trei opțiuni, meniul fișier, meniul Home sau pornire și meniul View sau vizualizare în funcție de cum aveți instalat acest editor grafic pe calculator, dacă aveți opțiunile în limba engleză sau în limba română. Acum mergem la spațiul de lucru, care poate fi redimensionat și pe care se vor regăsi toate imaginile create sau inserate de voi. Bara de activități, care conține informații despre dimensiunile imaginilor și unde mai găsiți instrumentul Zoom. Pe bara de titlu mai găsiți și acele butoane cu care v-ați obișnuit deja, butoane de minimizare, maximizare, restaurare sau închidere a ferestrei. Vă prezint acum câteva instrumente ale colecțiilor din cele două meniuri despre care am discutat mai devreme. Începem cu colecțiile de instrumente ale meniului Home, pornire, și avem colecția Clipboard, care conține instrumente pentru lipire, decupare și copiere imagine, colecția Image sau imagine, care conține instrumente pentru selectare, trunchiere, redimensionare și rotire, colecția de instrumente care conține
instrumente pentru umplere de culoare, radieră sau editare text, colecția de pensule cu care puteți desena, colecția de forme cu ajutorul cărora puteți desena diverse forme geometrice, colecția de dimensiuni pentru stabilirea grosimii liniei cu care desenați și colecția de culori. În meniul View sau Vizualizare avem colecția Zoom, care conține instrumente pentru mărirea imaginii, mărirea vizualizării imaginii, micșorarea vizualizării sau revenire la vizualizare 100%. Avem apoi colecția de afișare sau ascundere, unde găsim opțiuni pentru afișarea riglei, a liniilor de grilă și a barei de stare, și colecția de afișare, care conține cele două instrumente pentru vizualizare ecran complet sau imagine mică. Azi v-am prezentat interfața editorului grafic Paint. În următoarele prezentări vom descoperi împreună cum se pot utiliza toate aceste instrumente pe care vi le-am prezentat azi. Până atunci, vă doresc succes!